Această rubrică vă este oferită de Sanador. Vorbim astăzi despre una dintre cauzele durerii de șold, necroza vasculară de cap femural. Este o afecțiune care apare atunci când vascularizația la nivelul șoldului este întreruptă. Ne explică domnul doctor Vladimir Pușcașu, medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este mai exact necroza vasculară de cap femural? Necroza vasculară de cap femural este un infarct osos. În principiu este vorba despre moartea celulei osoase de la nivelul capului femural din cauză vasculară. Aceasta este mai frecvent întâlnită în cazul pacienților cu o vârstă cuprinsă între 30 și 50 de ani, iar în 80% dintre cazuri se poate întâmpla să fie afectate ambele șolduri. Din ce cauză apare? Există multiple cauze care pot determina apariția acestei patologii. Un exemplu ar fi tulburări de coagulare, siclemie, traumatisme locale, iradieri locale, alcoolismul sau folosirea de droguri. Deși lista este lungă, în aproximativ 50% din situații nu avem o cauză certă a acestei patologii. Cum se pune diagnosticul acestei afecțiuni? Ce investigații sunt necesare? Această afecțiune este o patologie evolutivă, respectiv în cazurile avansate se poate vorbi despre o modificare a structurii osoase, respectiv aceasta se observă pe o radiografie de șold, iar în cazurile incipiente, radiografia de șold este de aspect normal și diagnosticul se stabilește în urma unei examinări RMN. În această perioadă, pacienții prezintă dureri de șold, pot fi asimptomatici la început sau pot avea dureri chiar invalidante de șold în cazul unei artroze avansate de șold. Ce presupune tratamentul? Ce metode de tratament există? Tratamentul este adaptat pentru fiecare pacient în parte, respectiv în cazul patologiei inițiale, adică stadiilor inițiale ale bolii. Pacientului inițial îi se oferă niște cârje sau un cadru de mers. Acestea sunt folosite pentru a nu călca pe membru inferior. Respectiv îi se oferă un tratament minim invaziv folosind foraje decompresive la nivelul capului femural. Aceasta se face sub control radiologic. Această procedură se poate augmenta cu o grefare de os spongios la nivelul lezional sau infiltrații locale cu celule stem sau chiar și recoltarea de o grefă vascularizată de la nivelul capului la nivelul osului peronier a pacientului, aceasta din urmă fiind o intervenție chirurgicală mai laborioasă. După acest tratament se poate efectua și o terapie vasodilatatoare pe de o parte și terapie hiperbară pe de altă parte. Observăm că este vorba despre un tratament multimodal, iar tot acest tratament are scopul de a salva șoldul nativ al pacientului. În cazul în care discutăm despre o artroză avansată, adică un stadiu avansat al bolii, se propune artroplastia totală de șold. Trebuie menționat că protezarea de șold oferă un stil de viață quasi normal pentru pacient. Cum se recuperează pacienții operați? După o astfel de procedură chirurgicală, adică artroplastia totală de șold, pacientul în aproximativ 6 săptămâni merge normal. În situația în care pacientul este tratat conservator, adică se tentează salvarea șoldului femural, este vorba despre o monitorizare a pacientului RMN la aproximativ 3 luni de zile și respectiv monitorizarea și călcatul parțial progresiv perioada ce urmează. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Mulțumesc și eu. La revedere! Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.